iubită și apreciată de colegi, admirată de elevi. Ela Iacob este o perfecționistă, a țintit întotdeauna locul întâi, nu doi sau trei pe podium, ci locul întâi. Spun acest lucru referindu-mă la Ela în general, care întotdeauna a iubit lucrul bine făcut și aș face o referire specială la cartea Elei, apărută în anul 2017. Ela, cartea lui Atanasios, da, o carte care a apărut în anul 2017 și până astăzi a primit 3 premii. Premiul Festivalului Internațional de Poezie de la Sighetul Marmației. Mențiune de merit la secțiunea Cartea de Poezie din cadrul Premiului Internațional Salvatore Quasimodo. Premiul filialei Arad a Uniunii Scritorilor din România pentru carte de debut. The only one, my friend. The only one. Ela Iacob. Mi-am propus să vă citesc niște poeme de dragoste, cu toate că toată lumea care mă citește că am vocația tragicului. Primul se numește Pietrele Piramidei Albe. Poate încă nu ți-amintești cum sufletele noastre pereche și-au dansat marea despărțire în ape lunare. Nimeni nu ne-a apărat de muzica pământului când am fost ademeniți în trupuri de sânge. Misticii au refuzat să ne îmbrace în vesmânt țesut din floarea albastră a înțelepților. Te rog, nu sfâșia lumina străveche transmutată de îngerii pustiei în pietrele piramidei albe. Dacă tot a cântat Marius cu zeii, să vă citesc un poem cu zeul. Mi-am întins trupul a răstignire sub cerul ofrandelor și m-am rugat zeului scrum să se facă năluca rămasă în mine de atunci, de mult, de când eram saltimbanci mereu contopiți în dans hipnotic pe frânghii aeriene. De fructele și de fiicele pământului nu m-am atins. Și m-am rugat zeului. Și m-am rugat zeului. Și zeul a râs. Și ultima, pe o temă mai specială, dansul metafizic, se numește Aerul. Știam pe de rost cărțile misterice ale yoghinilor, care străbăteau la vârsta de 9 ani, în prima treaptă a levitației, răspântii cu jar celest. Dar yoghinii treceau rar spre muntele din pustiu și nu primeau străini în comunitatea lor, mereu călătoare. Am așteptat neclintit ziua în care Dumnezeu a dat așteptării mele rod ceresc. În puterile aerului m-a inițiat prin semne astrologice dervișul născut în primul deșert al lumii și a desfăcut lent trupul într-un dans al pierderii de sine până când făptura lui s-a făcut una cu roata cerului. Mulțumesc! Voi fi stă.